Spune-mi, te rog, cum mai descrie personajul tău și care este diferența dintre personajul din Lia și cel pe care l-ai avut în Adela? Sunt extreme. În primul rând, Călin era super liniștit, altruist, sărea întotdeauna în ajutorul celorlalți, sufletist. Andy e un golan, e super egoist, se gândește numai la el, la propriile interese, nu-i pasă absolut de nimeni. Mai puțin de sora lui, de Alice, pe care o iubește și cred că de aici pleacă anumite conflicte pe care o să le vedeți și voi în serial. Pentru mine personajul ăsta e o provocare, pentru că e clar un contraamplua, adică eu nu sunt așa în viața de zi cu zi. Mi-a fost foarte greu să găsesc resursele necesare ca să conturez personajul ăsta, dar mi-am luat repere din filme, din seriale, din cărți și atunci ușor-ușor cred că am început să mă relaxez să fie din ce în ce mai bine tot ce am făcut aici pe set. Îmi place foarte mult, afară că mi-am lăsat cioculeță, am ghiuluri, tatuaje, trebuie să-mi dau părul jos de pe mână, a fost o mare dramă asta, trebuie să recunosc aici, dar am trecut peste. Am zis, pot să mă îngraș, mai ales asta cu îngrășatul, chiar pot. Pot să și slăbesc mai greu, dar pot. Mă, dar să nu-mi dau părul jos de pe mâini și când am auzit că trebuie să fac asta, am suferit un pic, dar după aia mi-am revenit și acum sunt ok. Deci să înțeleg că personajul a adus odată cu el și schimbări pentru tine. Da, și cred că întotdeauna eu ce am făcut în general după orice proiect a fost să fur câte ceva de la fiecare personaj și să aplic în viața de zi cu zi. Sunt învățături, sunt lecții pe care le-am învățat de la fiecare personaj în parte. În cazul ăsta, mă tot gândeam ce aș putea să învăț de la personajul meu. Poate că într-adevăr o doză de egoism, sincer vă zic, o doză de egoism nu strică și asta nu înseamnă să nu-ți pese de ceilalți. Pur și simplu, de multe ori, știi, tindem să, în funcție de caz, de context, tindem să ne neglijăm și să ne pese de ceilalți mai mult decât de noi și de aici încep anumite probleme pe toate planurile. Cred că o să iau asta, încă n-am terminat filmările, evident, abia am început, dar cred că o să învăț de la Andy chestia asta, faptul că ar trebui în anumite situații să te gândești mai mult la tine. O chestie de context. Da, e un personaj interesant. E, așa cum am zis, o provocare. Și îmi place ce am făcut, în afară că na, e schimbarea asta de look, care oricum te ajută să intri în pielea personajului, față de cum vorbeam, când îl interpretam pe Călin, totdeauna eram gen, a, Mihai, hai, vino aici, Mihai, vocea cât mai sus. Aici sunt așa, băi, ți-am zis să ai grijă, a? Ți-am zis, mă, să nu faci asta. Îmi voce așa un pic mai bad boy, mai sexy. Și îmi place destul de tare. Cei drept sunt momente în care, în funcție de secvență, când țip sau ceva, nu pot să țip gen, băi, ți-am zis, ar fi fake. Țip cum aș țipa eu și atunci mi se pare că seamănă foarte mult cu alte personaje. Și mereu mă duc la regizor, spun, băi, spune și mie, bă, ți s-a părut că seamănă cu Călin sau cu alt personaj? Și a zis, băi, Vlad, na, până la urmă ești tu. Adică tot tu ești, încerci să faci un personaj, dar în situațiile astea, până și Andy, așa, când țipă, nu poate să țipe. Hei, băi, m-ai supărat, hei, zici că e Elvis Presley. Nu, e mișto, încă încerc să-mi găsesc direcția, adică mai am foarte mult de lucrat. Sunt secvențe foarte interesante. Mi se pare că serialul are un soi de dinamism pe care nu l-am mai avut în niciun serial pe care l-am făcut și totuși lucrez de 11 ani. Adică asta chiar spune ceva. Sunt foarte multe conflicte, foarte multe situații intense, avem locații foarte frumoase și interesante și deplasări și o să vedeți, nu poți da foarte mult din casă, dar este un serial presărat cu de toate. Spune-mi, te rog, dacă ar fi să rezumi 2022 într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Să știi că sunt două perspective, perspectiva oarecum person, dar iarăși cu dus și a spune că a fost un an greu și o să spun de ce, ca să nu se scrie lucruri dubioase. Este anul în care mi-am pierdut ambele bunici și a fost din punctul ăsta de vedere foarte greu pe plan personal. A fost un wake-up call pentru mine că trebuie să încep să petrec mai mult timp cu părinții, că na, sunt singurii pe care îi mai am și tatălui meu, singurul bunic pe care îl aveam. Și doar din punctul ăsta de vedere, pentru mine pot să zic că a fost un an greu, ca să nu folosim alte cuvinte, a fost un an foarte greu.
Pe de altă parte, s-au întâmplat și multe lucruri frumoase, tot pe plan personal. Relația cu Ana, care evoluează și e din ce în ce mai bine. Am cunoscut oameni și am legat strânse prietenii cu acești oameni. Sunt foarte multe câștiguri tot pe plan personal, dar asta e foarte greu. Pot să zic că a fost, nu știu dacă merge într-un cuvânt, dar a fost un an care le-a avut pe toate, știi? Au fost și bune și rele, cu ups and downs. Mi-ai ridicat-o cumva la fileu acum cu relația cu Ana. Vă gândiți la căsătorie? Da, primesc destul de des întrebarea asta. Da, atât eu cât și ea, chiar ne gândim, pentru că, știu, iarăși o să sună mega spooky, mi-a mai zis cineva că cum, când am zis că avem o vârstă. Bă, avem o vârstă, am 30 de ani, ea are 32, nu mai suntem puști. Evident că ne gândim la o familie și așa mai departe. Cred că avem niște rețineri în ceea ce privește, deși iarăși și aici cu dus în toscă. Pe de-o parte ne convine faptul că stăm în chirie, pe de altă parte nu neapărat, dar nici nu poți să te atingi de prețuri acum să cumperi un apartament. Și atunci sunt chestii care ne țin un pic așa, oarecum în stand-by. Dar noi ne bucurăm de viață în continuare, călătorim foarte mult, ne creăm amintiri și asta cred că contează cel mai mult. Trei dorințe pentru anul 2023 pe plan personal. Da. Sănătate. Bucuria de a face lucrurile care îmi plac și simplitatea. Îmi plac lucrurile simple și lucrurile mărunte.